Ieri, în ziua praznicului intrării în Biserica Maicii Domnului, credincioșii argeșeni au participat în număr mare la Sfânta Liturghie Arhierească, oficiată la Mănăstirea Ciocanu, care și-a sărbătorit cel de-al doilea hram. Construită într-o zonă de munte, în localitatea Bughea de Jos, la 7 km de orașul Câmpul Mușcel, biserica a fost ridicată în perioada 1994-2008, majoritatea cheltuielilor fiind suportate de Arhiepiscopia Argeșului și Mușcelului. Sfânta Liturghie de Hram a fost săvârșită ieri la Mănăstirea Ciocanu de înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului. Ierarhul i-a felicitat pe credincioși pentru râvna și evlavia de care dau dovadă. A văzut cum merg credincioșii pe jos, fiecare pas este o binecuvântare. Că atunci omul rezolvă mai multe treburi. Când mergi cu piciorușile un pic așa spre locurile sfinte, de altfel tot pământul e sfânt, așa ca Domnului pământul și plinirea lui, dar mergând la biserică, la slujbă și mai ales în munți, faci pași spre cer. Orice pas făcut spre biserică este pas spre cer. Este o binecuvântare a lui Dumnezeu, așa ne-am trezit noi de la părinți, mergând la mănăstirile din munți. Așa și aici, la mănăstirea aceasta, intrarea în Biserica Maicii Domnului, trebuie să urcăm un pic, așa, și așa dumneavoastră ați urcat azi și primiți binecuvântare de la Dumnezeu. În cadrul Sfintei Liturghii, ierarhul a hirotonit un diacon. Simt și am simțit de când sunt aici la Ciocanu, că primesc daruri nesperate și nemeritate de la Dumnezeu. Știu că Dumnezeu se manifestă prin ierarhul locului și primim cu toții binecuvântare pentru care îi mulțumim din tot sufletul. Îi mulțumim preacuratei Maicii lui Dumnezeu. La finalul slujbei, ierarhul a săvârșit un parastas pentru ctitorii trecuți la Domnul. Cum a fost ziua de astăzi? A fost o zi minunată de rugăciune și în special dacă a fost invitat episcopul calinic, a fost și mai importantă. De ce sunteți atrasă de această frumoasă mănăstire? Ce vă impresionează în acest loc? Trăirea duhovnicească. Este o emoție deosebită. Veniți des? Nu, chiar des, dar ocazional. Dar prefer să vin. Bucuria a fost și că a venit și în altul și am câțiva ani de tot vin aici. Și inclusiv Părintele Stareț Teofil este o persoană deosebită. A fost o zi pe care o așteptam de foarte mult timp și locația este superbă. Nu am fost niciodată aici, dar este binecuvântată de Dumnezeu. Este foarte frumos și foarte multe emoții. Istoria Mănăstirii Ciocanu începe la sfârșitul secolului al XVI-lea, atunci fiind construit primul locaș de cult cu hramul Intrarea Maicii Domnului în biserică. Rezidită în anul 1621, rezistă până în anul 1825, când este construit un nou sfânt locaș, care se păstrează și astăzi. Odată cu reînființarea Eparhiei Argeșului și Mușcelului, lângă vechea biserică de lemn, monument istoric, s-a ridicat în 18 ani noua biserică de zid.